bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune, Revista Presei. Iată, după campania electorală, reîncepem să răsfăim ziarele, site-urile de știri și toate lucrurile acestea pentru a fi cât mai bine informați. Lovitură de teatru în județul Hunedoara, aș putea spune, deocamdată e pe surse, nimic oficial confirmat. HD24.ro, care este un site care zic eu că este afiliat într-un anume fel Partidului Social Democrat, titrează ca breaking news 3 sau 2 demisii. Pe surse HD24.ro spune că domnul Lucian Hăiuș, președintele Partidului Național Liberal Hunedoara, ar fi demisionat din funcția de președinte și tot pe surse HD24.ro spune că și Adrian Nicolae David ar fi demisionat din funcția de prim vicepreședinte al PNL Hunedoara. Probabil că aceste demisii, dacă sunt reale, vin în urma rezultatului alegerilor locale din județul Hunedoara, județ în care Partidul Național Liberal a avut un rezultat extrem de slab, atât pentru președinția Consiliului Județean cât și pentru consilierii județeni, dar și în alegerile locale, respectiv la primării. Partidul Național Liberal a pierdut câteva primării, printre care o amintim pe cea de la Boșorod și cea de la Râul de Mori, iar la Hațeg, primăria Hațeg a fost câștigată, zic eu, cât se poate de nelegitim din punctul meu de vedere, în sensul că, deși a avut cele mai multe voturi dintre toți candidații, candidatul PNL de la Hațeg, eu știu, numărul voturilor lui reprezintă maxim 15% din lista alegătorilor aflați pe listele electorale ale orașului. Adică să ieși primar de oraș cu 1600 de voturi mi se pare cel puțin ciudat, din care și cele de acolo, conform unui logici, ar putea să fie doar 500 ale Partidului Național Liberal, vreo 800 de voturi fiind de la cei care au votat cu PMP și vreo 300 de la cei care au votat cu Plus. Da, mă rog, asta este cu totul și totul altă poveste pe care o vom discuta într-o altă emisiune. Suntem tare curioși dacă într-adevăr se confirmă această demisie sau nu. Încercăm să-l sunăm pe președintele Partidului Național Liberal, domnul Hăiuș, să vedem dacă ne răspunde la telefon și dacă într-adevăr este reală această informație, deși dacă e așa, eu nu cred că va răspunde la telefon. Pentru că, mă rog, da, mi s-a dat un deocupat. Vom reveni cu amănunte atunci când le vom avea. Se pare, tot pe surse, că președintele interimar al Partidului Național Liberal, organizația sau filiala Hunedoara, ar fi în acest moment domnul Florin Nicolae Oancea, care a fost ales în funcția de primar al municipiului Deva. Bun. Numai la asta nu ne gândeam că se va întâmpla zilele trecute, cel puțin în timpul campaniei electorale. Laurențiu Nistor, știm deja că este noul președinte al Consiliului Județean Hunedoara și că a învins categoric la scrutinul din 27 septembrie. Mergem și la alte știri, mergem la știri pe surse.ro. Și să vedem ce spun știrile pe surse. Un breaking news. Clotilde Armand, câștigătoarea primăriei sectorului 1, conform datelor furnizate de Biroul Electoral Central.
cere anchetarea primarului sectorului 1, Daniel Tudorache. La rândul său, Tudorache cere renumărarea voturilor, lucru care este însă refuzat de USR Plus. Au fost tentative de fraudă, vă promit că nu vom lăsa lucrurile așa, vom cere ca primarul actual să fie anchetat, am învins, vrem să facem o primărie de sticlă, ia uzi, sper să fie sticlă rezistentă, unde corupția și aceste lucruri nu au ce să caute, a declarat Armand. Să vedem ce mai avem aici, care ar putea să fie interesant. Gabriela Firea se dezlănțuie și spune că alegerile în București au fost fraudate. O spun Orban, groparul PNL și Plicușor, prietenul câinelui, declară Gabriela Firea. Scandalul pare de neoprit, stimați telespectatori. Alegerile în București au fost fraudate, susține Gabriela Firea, care face trimitere la declarațiile lui Ludovic Orban și Nicușor Dan. De ce nu se aprobă renumărarea voturilor? Se întreabă fostul primar al capitalei. Am găsit și noi foarte multe nereguli și Firea vrea cu disperare chiar renumărarea acestui vot. O altă știre tot de aici, de la știrpesurse.ro, spune așa, prin vicepreședintele PSD Gabriela Firea și președintele Pro-România Victor Ponta ar putea deschide listele cu candidații propriilor formațiuni în București la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Au declarat surse politice pentru Știri pe Surse. După ce a pierdut cursa pentru Primăria Generală a Capitalei, Gabriela Firea își va continua cariera politică în Parlament. Fosta senatoare PSD de Ilfov în 2012-2016, Firea va deschide cel mai probabil lista candidaților PSD în București la Senat. Candidatul Pro-România la Primăria Capitalei, Ioan Sârbu, a obținut mai puțin de 1% din voturi. Liderul formațiunii, Victor Ponta, și-a asumat vina. El a spus că a fost un fiasco din cauza strategiei greșite. A candidat cu o siglă pe care nu o cunoștea nimeni, sub o denumire pe care nu o cunoștea nimeni, Alianța Pro-București 2020, cu un candidat fără notorietate. Surse din Pro-România au declarat pentru Știri pe Surse că sunt mari șanse ca Victor Ponta să își reia revanșa și să fie cap de listă Pro-România la Camera Deputaților în București. Vom vedea ce va fi și cum va fi. Luăm un articol. De unde luăm articolul? De pe Digi24, care spune așa. Liderii PSD, Marcel Ciolacu și Paul Stănescu, s-au testat astăzi pentru coronavirus, după ce săptămâna trecută, înainte de alegeri, s-au întâlnit cu liderii PSD Sălaj, care ulterior au fost confirmați cu COVID-19. Stănescu și Ciolacu sunt în izolare, în așteptarea rezultatului, susțin surse din partid pentru Digi24. Trei lideri PSD Sălaj au fost confirmați cu nou coronavirus și au ajuns în spital. Aceștia s-au întâlnit înaintea alegerilor locale cu Marcel Ciolacu, liderul partidului. Liderii de la Sălaj sunt Tiberiu Marc, președintele Consiliului Județean, și fostul prefect Florin Florian. Da, să vedem rezultatul. Să vedem rezultatul testului pentru Ciolacu și pentru ceilalți. Da, iată că și Hunedoara Liberă titrează că și Adrian David a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al PNL Hunedoara. Să vedem ce zice și articolul. Mă rog, nu mare lucru. Hunedoara Liberă spune că Adrian David a obținut 38.401 voturi, în timp ce contracandidatul său, Laurențiu Nistor, a obținut 71.051 de voturi. Să vedem. O analiză avem aici la ziare.ro, o analiză făcută de Adevărul, care sună cam așa. Cine a câștigat, de fapt, alegerile locale?
și scrie adevărul următorul lucru: toate cele trei mari partide, PSD, PNL și USR Plus, și au revendicat victoria la alegerile locale. De fapt, au decupat doar bucata de adevăr convenabilă. Cum stau lucrurile în realitate? Adevărul pune rezultatele scrutinului în context. De unde au plecat partidele și încotro se îndreptă politic, matematic și emoțional, scriu cei de la Adevărul. Și continuă articolul cam în felul acesta. PNL a câștigat... Hai să vedem că s-a dus pagina. O aducem înapoi. 1, scrie Adevărul. PNL a câștigat alegerile locale la vot politic cu 34%. În primul rând, scrie Adevărul, e o victorie a premierului Ludovic Orban, care a dus partidul la cel mai bun scor din ultimii 30 de ani. Deși cifra nu e spectaculoasă, rezultatul obținut de PNL, și aici vorbim de rezultatul pe țară, vine după o guvernare în plină pandemie, care a accelerat erodarea, totul în contextul unei majorități ostile în Parlament. Dacă ne uităm pe harta politică, liberalii au obținut 17 consilii județene. Cu ce comparăm? În 2016 PNL a luat doar 8 județe, așadar pare o victorie netă. Însă estimările făcute de liberali în campanie arătau că PNL va câștiga între 17 și 23 de consilii județene. Așadar a fost atinsă doar limita de jos a pretențiilor politice. De remarcat victoria simbolică din Vrancea, unde liberalii erau răsturnat pe Marian Oprișan după 25 de ani de domnie. PSD a ieșit pe locul 2 pe țară, însă matematic rămâne cel mai mare partid al țării, raportat la numărul de aleși locali. Socialdemocrații au pierdut 300 de primării față de 2016, însă în total numără 1438 de edili, cu 200 peste liberali. Explicația celor de la Adevărul ar fi că sistemul electoral într-un singur tur de scrutin a avantajat primarul în funcție. Obiectivul lui Marcel Ciolacu a fost să mențină partidul pe primul loc în clasamentul național, deci și-a atins ținta, deși armata de primari a mai fost diminuată. PSD a câștigat și cele mai multe consilii județene, 20, însă cu 8 mai puțin față de alegerile din urmă cu 4 ani. E o victorie sau o înfrângere? Se întreabă cei de la Adevărul. Și nu în ultimul rând, mai scriu ei, alianța USR Plus a reușit să spargă monopolul partidelor tradiționale cu victorii importante în București, Timișoara, Alba Iulia, Brașov și Bacău, însă reușitele sunt mai degrabă simbolice, tocmai pentru că sunt foarte puține. Alianța a fost clar dezavantajată de sistemul electoral într-un singur tur de scrutin care le-a permis miilor de primari PSD și PNL să rămână în funcție. Mai avem timp? Așa. Ce mai avem aici? Să vedem dacă mai avem ceva interesant. Să dăm un refresh. Așa. Ia uite, cel mai proaspăt de cu câteva minute este că, iată, revenim la Gabriela Firea și la știri pe surse. Firea anunță proces împotriva guvernului dacă voturile pentru primărie capitale și cele de sector nu se renumără. Firea spune că PSD trebuie să dea în judecată guvernul dacă vrea ca dreptatea să iasă la lumină. Firea cere renumărarea voturilor chiar dacă s-a ieșit din termenul de contestare și spune că decizia e la latitudinea guvernului. Noi nu am depus contestația pentru că foarte târziu au fost încărcate procesele verbale și foarte târziu ne-au parvenit. Ne putem prevala de faptul că a trecut acest termen și să lăsăm o suspiciune majoră sau guvernul să accepte renumărarea voturilor. Dacă vom reuși cu renumărarea, dacă nu, mergem în instanță. Trebuie să facem asta dacă vrem să privim în ochi cetățenii, să vedem dacă au fost sau nu fraude. Eu nu mă țin de scaun, îmi pare rău pentru cetățenii care au votat ceva și a ieșit altceva, a mai declarat Gabriela Firea. USR a făcut scandal fără motiv la sectorul 1, după ce un candidat PSD ar fi fost prins cu aproape 500 de procese verbale asupra sa.
Potrivit unor surse din ancheta desfășurată de poliție sub coordonarea parchetului judecătoriei sectorului 1, au fost analizate până acum 450 de procese verbale din cele 473 găsite asupra candidatului PSD și toate sunt identice cu datele de la BEC. Luni, în jurul orei 15:45, secția 4 Poliție a fost sesizată prin 112 de Ion Buzoianu, candidat la Consiliul Local al Primăriei Sectorului 1, că a observat în fața sediului Biroului Electoral al Sectorului 1 București un individ necunoscut care avea asupra sa mai multe procese verbale cu rezultatele voturilor înregistrate la secțiile de votare din Sectorul 1. Mă rog, așadar, se pare că tot scandalul ăsta ar fi fost degeaba, procesele alea verbale conțineau aceleași date ca cele de la BEC. Poliția ungară a oprit un grup mare de migranți ce încercau să intre ilegal în Ungaria folosind mijloace violente la punctul de trecere Roțchie de la frontiera cu Serbia, informează site-ul polis.hu, citat de MTI. Cei 40 de migranți s-au adunat marți noaptea de partea sârbă a frontierei și s-au împărțit în două grupuri pentru a escalada gardul de la graniță folosind niște scări. Aceștia au aruncat cu pietre în polițiști, avariind camere de supraveghere și două mașini, a precizat poliția locală. Poliția ungară a zădărnicit încercările lor multiple de a trece frontiera și a arestat trei migranți care au declarat că sunt sirieni, dar care nu au putut prezenta niciun fel de act de identitate. Hunedoara Liberă mai scrie că la o sală de jocuri s-au furat 7600 de lei, că în Deva au fost bărbați reținuți după ce au distrus mai multe bunuri într-un local public, că primăria municipiului Deva începe reactualizarea dosarelor pentru devenii care solicită o locuință socială și multe altele. Stimați telespectatori, aceasta a fost revista Presei de astăzi. Ne revedem, ne reauzim și mâine. Sunt Adrian Simeon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Capital TV. Numai bine! We'll be right back.